Astăzi am făcut o ciocolată de casă. Eu nu voi mai cumpăra ciocolată de la magazin, ci o să o fac singură. Aici mi-am pregătit formele, ce voi pune în ciocolată, ce îmi place foarte mult. Am alune, fistic, nuci, ce vă doriți voi, fructe uscate. Aici am pregătit ciocolata, o voi pune în forme. Puteți să luați o ciocolată neagră sau chiar cu lapte, dar o să aveți un procentaj oricum de cacao, 70-80, se primește foarte, foarte gustoasă. O topiți la baie de aburi. Acum voi pune tot ce am eu. Deci am prune și caise uscate. Nucile și alunile le-am prăjit puțin. Am și un ajutor care așteaptă foarte mult să mănânce această ciocolată. Mi-a ieșit bestială și foarte gustoasă. Punem peste altă parte de ciocolată. Puteți să o faceți și singur, dar necesită mai mult, eu zic, cheltuială, pentru că o ciocolată de casă trebuie să cumperi și lapte praf și unt și zahăr și dar mie îmi place foarte mult ciocolata neagră. La 80% e cea mai gustoasă, nu are nici zahăr. Am pus-o în forme. Am dat-o la rece puțin la frigider și mi-a ieșit bestială. Aici un pic de fulgi de cocos, dacă vă place, dacă nu, nu puneți. Puteți faceți cu ce vă doriți. Aici am pus și a doua parte. Cam diferite forme, am și mai mici și mai mari, puține. Aici am mai turnat puțin. Și nimic deosebit, dar foarte gustos. Când se întărește și fructele acestea se amestecă acolo cu ciocolata asta, bestială. Eu cred că nu există ciocolată mai bună care o fac eu. Vă doresc poftă bună! Iată aici mi-a ieșit formele mele de ciocolată. Cam tablete, dar sunt puțin mai mici. Dar e ok, la o porție. Și dacă vreți, puteți să-mi lăsați o inimioară. Vă mulțumesc! Poftă bună!